Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. După cum v-ați obișnuit, deja ne găsiți și în varianta online pe rețelele de socializare. Și tot acolo puteți lăsa și întrebările dumneavoastră adresate invitaților din studio. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ședința Parlamentului de astăzi, despre evenimentele politice care au avut loc în ultimele zile și despre impactul lor asupra societății din Republica Moldova. Aceste aspecte vom încerca să le discutăm împreună cu Grigore Novak, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și domnul Victor Juc, vice-directorul Institutului de Științe Politice din cadrul Academiei de Științe din Moldova. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Novak, vorba populară zice că nu aduce anul cât aduce clipa. Când zic lucrul ăsta, mă refer la faptul că avem un nou vicepreședinte al Parlamentului. Păi, îl avem, dar ce folos că îl avem... Eu așteptam... Asta ar însemna că în locul Partidului Liberal europenii vor face coaliție în continuare? Nu vor face, ei și așa au făcut până acum, doar că acum au început în ultima perioadă să mai înaintez și ei au devenit puțin mai numeroși, să zicem așa, acest grup popular european și au început să înaintez câteva condiții. În vedere că s-a eliberat această funcție odată cu plecarea colegii Palihovici din PLDM, s-a eliberat această funcție, devenind vacantă. Din câte cunosc eu, cam toți au refuzat, cel puțin cei care se consideră în opoziție, au refuzat această funcție. Dar domnul Leancă măcar o funcție să obțină ceva și de aceea a și acceptat această funcție, cu toate că eu nu văd ce dividende politice poate obține el, mai ales că pe domnia lui stă acea pată neagră a miliardului și nu cred eu că această funcție va deveni ca o curățătorie, o mașină de spălat care va șterge această pată care nu știu cum va izbuti domnul Leancă și dacă va izbuti vreodată. Toate că, la nivel diplomatic, dumnealui este un foarte bun diplomat, însă ceea ce a făcut, a făcut-o conștient și consecințele au fost de-a dreptul nenorocite pentru cetățenii Republicii Moldova. Domnule Nova, cum rămâne cu epopeia aceea că trebuia să ocupe funcția o femeie, reprezentanta opoziției? Păi asta, mai bine nu ofereau această funcție nimănui, având în vedere că... Dar chiar și din... grupul ăsta popular european, sunt acolo femei, puteau să-i ofere cel puțin această funcție. Poate undeva din lipsa de experiență de a putea conduce o ședință a Parlamentului, eventual, ori alte motive au stat la bază, dar, nu știu, ori domnul Leancă s-a transformat în femeie, ori ceva s-a întâmplat, că este cam straniu ceea ce se întâmplă, având în vedere că noi, pe de-o parte, parcă toți strigăm că trebuie să fie o egalitate gender, pe de altă parte, da, facem ceea ce facem și în consecință să vedem trei crai de la răsărit în prezidiul Parlamentului. Eu nu știu dacă partenerii externi europeni și nu doar se uită cu ochii buni la asta. Da, domnule Juc, era de așteptat acest scenariu? Da, cu certitudine, pentru că ceea ce s-a petrecut astăzi, de fapt, s-a formalizat o nouă coaliție guvernamentală și chiar dacă nu este de iure, este de facto și nu este întâmplător deloc când Partidul Democrat a dat de înțeles că plecarea liberalelor din coaliția de guvernare nu va avea repercusiuni asupra desfășurării activității guvernului, că în locul lor vor fi alții. Și, de fapt, prin alegerea lui Iuri Leancă, grupul popular european s-a dat de înțeles că se află deja în calitate de partener minor, chiar dacă nu este formalizat. Eu cred că noua coaliție va fi formalizată atunci când se va produce optimizarea structurală a guvernului și se va fi o nouă coaliție. PLE-ul este opoziție?
După toate probabilitățile, Peleul ar fi într-o opoziție, dar eu nu cred că Peleul va vota cu, spre exemplu, o moțiune de cenzură sau o moțiune simplă, da, chiar o să instituită, mai târziu, să instituită de Partidul Socialiștilor, spre exemplu. Peleul va încerca să fie într-o opoziție activă, dar și va vota selectiv în funcție de interesele pe care le are. Să vedem care va fi comportamentul liderului acestui partid și cum el va încerca să gestioneze resetarea partidului, dacă mai este posibil în condițiile actuale. Acum o săptămână, când vicepreședintele Partidului Liberal și primarul de Chișinău a fost chemat la CNA, Mihai Ghimpu, în acea conferință de presă, dacă e să ne aducem aminte, opera cu jumătăți de măsură. De ce? Pentru că el nu dorește ca să încheie toate relațiile cu guvernarea, considerând că are și el un merit în realizarea unor succese, pentru că insuccesele nu și le contabilizează, nu și le asumă. Să vedem cum va fi acum, mai intransigent sau nu. De fapt, nu este prima dată când președintele liberal promite că va veni cu niște declarații și niște dezvăluiri incendiare, dar apoi se oprește, acea scânteie se potolește și el, pentru dânsul, eu cred că este cel mai important acum să încerce reset partidului, după cum și-am spus, mai ales în contextul că pe segmentul de dreapta apar mai mulți concurenți care cu certitudine doresc să obțină cât de cât din suportul electoratului de pe acest segment. După ce vom încerca să vedem care a fost poziția socialiștilor, vreau să mai clarificăm un singur aspect. În ultima ședință, în calitate de deputat, ex-premierul Filat făcea referire la cele 600 de dosare. A început, de fapt, ceea ce preconiza atunci domnul Juc? Probabil că știa sau știe mai mult Vlad Filat decât a declarat. De fapt, și el spunea la 15 octombrie că se va înarma cu hârtie și pix și va face multiple dezvăluiri, dar până când nu le vedem, că dosare pot să aibă fiecare funcționar sau fiecare antreprenor din Republica Moldova este cert, dat fiind că în trecut se considera că se poate depășit cu ușurință legea, poate acum frica este mai mare. Da, mai mare, dar atunci se considera și probabil că a venit timpul și Partidul Liberal, mai ales în condițiile că ei de câteva ori au încercat să-și demonstreze că sunt independenți. De fapt, liberalii au, în opinia mea, au acționat corect atunci când încercau anumite propuneri ca să se distanțeze dacă nu veneau în interesul lor, iar după ce aceste evenimente, ei au procedat corect, că au ieșit din guvernare. Asemenea situații poate fi într-un stat atât perfect democratic cât și unul cu o democrație în formare cum este Republica Moldova. Dar ar fi fost chiar ridicol dacă liberalii continuau să se afle în coaliția de guvernare. Poate deja din alte considerente trebuiau să fie tratați o măsură morală sau acele solicitări ca Direcția Națională Anticorupție din România să treacă prutul și să acționeze cum a acționat în România. Da. De fapt, dar și acolo am văzut că această instituție a fost folosită în alte scopuri, și în alte scopuri, aș sublinea, și în alte scopuri decât cele de contracararea corupției. Domnule Novac, astăzi fracțiunea socialiștilor a părăsit plenul Parlamentului. De ce? Nu a fost auzită această intenție de a audia directorul SIS, Ministerul de Externe? Ca să fie clar la toată lumea, în urma scandalului diplomatic care a luat start la începutul acestei săptămâni, era logic și era evident pentru ca noi să facem audieri parlamentare pentru a afla mai multe detalii. Ori la ziua de azi nimeni, absolut nimeni, nici mass media, nici cetățeanul simplu, nici politicienii, probabil un cerc foarte îngust, cunoaște că ce a stat la baza expulzării celor 5 diplomați. Dacă era necesar, noi eram gata să facem un fel de audiere parlamentare, să facem o ședință închisă, în cazul în care erau informații confidențiale sau nu știu ce. Am văzut că nici măcar nu ni s-a propus acest lucru. Însă, ce ține de Ministerul de Externe?
Noi, în ultima perioadă, am făcut mai multe constatări când Ministerul de Externe a călcat de-a dreptul cu stângul. Și aici toate aceste pretenții, să zic eu așa, ori gafe la care nu avea dreptul Ministerul de Externe, le-am expus expres în moțiunea simplă. La fel, conducerea SIS-ului era la fel necesar ca să ne lumineze pe noi, că până la urmă sunt instituții care se subordonează Parlamentului. Am văzut că și aici nu s-a dorit, dar nu s-a dorit că deoarece noi, la noi nu știu de ce, devine deja o normalitate. Am avut atunci primul pas făcut de către premierul Filip și speaker, da, când au înaintat acea notă cu niște pretenții, la fel, am încercat să aflăm mai multe detalii, am încercat să aflăm ce este la baza acestor pretenții, cine sunt acele persoane care au fost, cum spun ei, persecutate, în ghilimele persecutate, prin aeroport sau nu știu unde. Da. S-a tăcut, s-a lăsat, s-a redus totul la tăcere și parcă s-a uitat. Acum vedem că se face al doilea pas. Iarăși la fel nu se dorește a discuta. Astăzi la noi este vineri, marți, miercuri, joi, vineri. Au trecut deja 4 zile și nimic habar n-are din ce cauze se întâmplă și care sunt pretențiile către un stat, partener care, de bine de rău, în ultima perioadă au fost îmbunătățite aceste relații Moldoruse, iar statul rus a făcut pași în întâmpinare. Și când vorbim de pași, ne amintim că președintele Dodon în acest an, în prima jumătate acestui an, a avut mai multe întâlniri și, apropo, una din ele are loc și azi. Întâlnirea de azi, pe lângă faptul că domnul președinte participă la acel forum economic din Sankt Petersburg, are ca scop dialogul cu președintele rus Putin pentru a mai amortiza din acel scandal diplomatic, să nu aibă consecințe grave, în primul rând, pentru noi. Și aici, când vorbim că s-au obținut rezultate, vorbim de reluarea exporturilor mărfurilor moldovenești, vorbim de vinuri, producția agroalimentară și așa mai departe. Doar în ultima perioadă a crescut exportul cu peste 40% în Federația Rusă. Asta este foarte bine. Fermierii, businessmanii au deja o speranță că uite, ceva, după o lungă perioadă, s-a regulat. Pe de altă parte, avem acei cetățeni ai Republicii Moldova care muncesc, ori locuiesc temporar pe teritoriul Federației Ruse, lucrează permanent sau temporar, aveau probleme vis-a-vis de legislație migrațională. S-a rezolvat și cu asta. Și aici, ca un trăsnet, a apărut această expulzare, care nimeni nu... Eu personal am dreptul să cunosc mai multe informații. Această informație nu ni se oferă. Și ați văzut astăzi cum au încercat și așa și invers, numai să nu facem aceste audieri. Am mers pe formula înaintării unei moțiuni că oricum trebuie să discutăm. Oricum că este grav, deteriorat. Și asta nu este vorba de Federația Rusă. Chiar dacă era oricare alt stat, nu se poate așa de acționat. Aceasta nu este diplomație, asta este o diplomație din topor, da, negioabă. Vom încerca să aflăm și punctul de vedere a domnului Juc. Domnul Juc, acea notă trimisă de domnul Candu și domnul Filip a început, de fapt, războiul diplomatic de la care făcea referire și domnul Novak? Sau care e punctul de vedere? Eu nu am niciun temei ca să nu cred autoritățile Republicii Moldova că au acționat fie corect sau fie incorrect. În același timp, vreau să subliniez că demersul Partidului Socialiștilor de a solicita audiere într-o ședință închisă, este absolut legitim și binevenit, pentru că deputații trebuie să știe mai mult decât opinia publică. În același timp, eu aș vrea să fac câteva precizări, ținând cont de uzanțele diplomatice. În primul rând, opinia publică largă nu poate să știe despre toate detaliile expulzării unor agenți diplomatici.
Acesta îl știu numai reprezentanții înalt cu demnități publice, dar și deputații din Parlament au dreptul ca să cunoască anumite subtilități. În al doilea rând, atunci când se solicita de mass media de a da numele agenților diplomatici expozați, asta este din necunoaștere în Republica Moldova, pentru că, subliniez, uzanțele diplomatice niciodată nu presupun ca numele persoanelor declarate non grata să fie date publicității, pentru a nu prejudicia cariera ulterioară a agentului diplomatic. El, spre exemplu, a fost expulzat din Republica Moldova, dar poate să fie, peste o anumită perioadă de timp, să fie într-un alt stat. Da. Da. În plus, cred eu că cei ce se incriminează agenților diplomatici din Federația Rusă nu este chiar atât de grav, pentru că regimul de părăsire a statului a fost declarat de 72 de ore. Aceasta dă dovadă că nu a fost atât de grav, subliniez, în alte condiții, când este gravitatea este mai mare, atunci se dă 48 de ore și numai în cazuri excepționale 24 de ore. Dar se pare că a fost ceva mai puțin grav. Dar totuși este de subliniat că, într-adevăr, este ceva fără precedent în istoria relațiilor dintre Republica Moldova și Federația Rusă. Autoritățile din Republica Moldova trebuiau să se aștepte că măsuri echivalente vor, în mod absolut inevitabil, vor fi întreprinse de către cealaltă parte. Dar Nu s-au lăsat așteptate. Dar în diplomație se consideră, când măsurile echivalente au fost întreprinse, incidentul practic este stins. Altceva că repercusiunile de pe urma acestui incident, în funcție de voința unei sau altei părți, pot fi diferite. Și dacă Federația Rusă va încerca să înrăutățească relațiile cu Republica Moldova, atunci aceasta va fi la atitudinea acestui stat. Și Republica Moldova de asemenea poate să încerce să înrăutățească. Dar acest incident, eu cred că poate nu a fost bine gândit până la capăt, din cauza că numărul agenților diplomatici declarate persoană non grata este prea mare. În perioada sovietică, ultimul mare incident a fost într-o 1983, în relațiile sovieto-franceze, când mai mulți reprezentanți ai ambasadei Federației Ruse, inclusiv și ziariști, chiar și reporterul de la TASS, au fost declarate persoană non grata pentru acțiuni de spionaj. Eu consider că repercusiunile vor avea loc, vor fi, în contextul că totuși este o cât de cât o resetare relațiilor dintre cele două părți, dat fiind bunele relații amicale dintre șefii celor două state. Domnule Novac, de la ultimul gând pornim. Consecințele, de fapt, pentru Republica Moldova. Eu sper că consecințele pentru Federația Rusă, consecințe nu pot fi. Bine, i-au expulzat pe ăștia 5, o să vină alții. Da. Cu siguranță. Că nu putem noi să rupim cu totul relațiile diplomatice cu statul rus. Însă, pentru noi, poate avea un ecou care de lungă durată, știți? Gălăgia a fost acum, dar ecou o să fie încă pe perioadă când putem să ne așteptăm cel mai puțin. Că, nu, în relațiile diplomatice, dacă a fost echivalentul, au fost expulzați cei 5 diplomați moldoveni, asta nu înseamnă că Federația Rusă se poate opri aici. Ea își rezervează dreptul de a acționa cum dorește ea. Că la urma urmei, nu Federația Rusă a început acest scandal diplomatic. Domnul președinte Dodon astăzi a avut o întâlnire cu, nu cunosc mai multe detalii ce au discutat, da, și care sunt rezultatele, însă cunosc că scopul întâlnirii lor era inclusiv să discute acest scandal diplomatic și sper eu ca în cel mai scurt timp vom avea noutăți și noutăți pozitive. Și eu sper chiar foarte mult că se va reuși amortizarea
acestui scandal și să-ți dea domnul să se oprească aici. Domnule Novac, unii analiști politici zic că acest scandal diplomatic vine să arunce niște pietre în grădina domnului președinte. E așa? Clar lucru. Eu aș vrea să pun așa o întrebare retorică. Când ultima dată reprezentanții, membri ai guvernului de la Chișinău, ori primele persoane în stat, în afară de președintele Dodon, a mers la Moscova cu un dialog constructiv. Până la ultima coaliție am observat că au fost câteva tentative așa de dragul protocolului, care nu au adus niciun fel de plus valoare relațiilor diplomatice Moldoruse. Iar în anul 2017 am văzut prima întâlnire avut-o la data de 17 ianuarie, pe urmă 17 martie. Mai urmat. Și a urmat una după alta. Asta, dacă nu greșesc, timp de 5 luni este a patra vizită la nivel înalt. Și rezultate sunt. Noi vedem că relațiile s-au îmbunătățit, s-au pornit exportul, să zic așa, ratingul președintelui este în creștere. Până la urma urmei, și președintele, eu consider personal că a luat o strategie corectă. Dumnealui are întâlniri regulate cu toți ambasadorii. Absolut. În diplomație nu există nu vreau, nu-mi place. Îți place, nu-ți place, cum... Trebuie acolo să fim prezenți și pe est și pe vest, spune domnul. Evident. Dumnezeu. Cum spunem poporul? Îți place, nu-ți place, bei Gheorghe Aghiazm. Așa și aici. Trebuie să ai capacitatea și maturitatea politică de a întinde mâna, să te saluți și să discuți problemele țării tale pe care o reprezinți. Nu că nu-mi place și nu, multe nu ne place, dar asta este soarta noastră. Trebuie să ne așezăm la masă de negocieri, că mofturile astea care le arată unii cu celălalt nu discut, dar discut numai cu celălalt, ele niciodată nu au adus nimic bun și nu a fost ceva constructiv. Și pe fondul ăsta, când relațiile Moldorusie, eu aș zice că erau foarte bune până în zilele trecute, e evident că unor actori politici la nivel geopolitic, evident că asta nu le place. Și încearcă prin diferite, eu nu știu, este o coincidență sau nu, dar domnul Plahotniuc nu de mult s-a întors de la Washington. Da, cel chiar puțin, vroiam să cel puțin el spunea că s-a întâlnit cu senatorii. Eu în acea perioadă la fel eram la Washington, nu ne-am întâlnit acolo. Cât e de straniu, da. Nu ne-am întâlnit, dar cel puțin din presa Moldova am citit că și dumnealui este acolo. Noi tot am avut și noi întâlniri cu senatori, cu congresmani. Zici că a făcut-o și dumnealui. A făcut-o, n-a făcut-o, nu știu, că n-am fost împreună. Însă cei ce au urmat imediat, nu știu, eu în coincidență de astea nu prea cred. Da. Domnul Joc, eu vreau să precizez. Merită să credem aceste ipoteze? Prezența la Washington, tragerea unor sfori sau rămân doar simple ipoteze? Nu știu, eu cred că rămân simple ipoteze care nu pot fi probate, pentru că în Republica Moldova sunt mai multe ipoteze decât probe, dar aș vrea să precizez în context că în decembrie 2016 vicepremierul Octavian Calmâc de asemenea a avut o vizită în Federația Rusă, a avut unele întrevederi cu factori de decizie și în limitele atribuțiilor pe care le-a avut au fost stabilite unele contacte bune care contribuie la îmbunătățirea relațiilor comerciale economice dintre cele două țări. Dar, în general, aș vrea să subliniez că clasa politică din Republica Moldova dă dovadă de puțină maturitate. În condițiile când problemele de ordin intern sunt transferate și pe ordine extern. Am spus de mai multe ori că un bun exemplu ne-ar servi Franța, unde din 1986 periodic a fost un regim de coabitare, un președinte fie socialist, iar un guvern neogolist sau acum republican. Sau invers, un președinte republican și un guvern socialist. Sigur că în interior, de asemenea, aveau loc diferite lupte politice, conflicte, da. Da, divergențe, dar în exterior se vinea cu o poziție comună. Eu mă aștept ca și Republica Moldova să fie aceeași poziție comună și când se întreprinde o vizită, spre exemplu, de către președinte
președintele Igor Dodon în Federația Rusă, în componența delegației să fie și reprezentanți ai guvernului. Iar când, spre exemplu, primul ministru Pavel Filip întreprinde o vizită la Bruxelles, în capitala Uniunii Europene, în componență să fie și reprezentanți de la președinție. Este absolut necesar în binele cetățenilor Republicii Moldova ca forțele, cele mai importante forțe politice din Republica Moldova la moment, guvernarea și opoziția parlamentară, să aibă o viziune comună în promovarea intereselor naționale ale Republicii Moldova. Putem constata că cele două poluri de putere formate după alegerile din 2013, dacă în interior nu cooperează, este o altă situație, dar ei nici în exterior nu cooperează. Și asta este grav pentru Republica Moldova și nu este cazul ca unul altuia să pună obstacole în realizarea intereselor Republicii Moldova pe arena mondială. Cea mai mare problemă, eu consider că este aceasta, lipsa de cooperare sau cel puțin o lipsă de coobitare dintre cele două poluri de putere în relațiile în politica externă, în relațiile comerciale, economice și de altă natură ale Republicii Moldova pe arena mondială. Domnule Juc, revin la acea teză. E o metodă de a constrânge președintele țării sau este cu adevărat un război diplomatic? Eu nu știu de ce Republica Moldova ar avea nevoie de un război diplomatic cu Federația Rusă. Pentru că acesta este un partener strategic în opinia noastră și în opinia Republicii Moldova. Poate în opinia Federației Ruse Republica Moldova este un simplu partener. Dar, invers, pentru Republica Moldova, Federația Rusă este un partener strategic și este absolut incorrect de a încerca de a înrăutăți relațiile comerciale, economice, diplomatice, politice cu Federația Rusă. Dar dacă a fost o problemă de ordin intern care s-a găsit reflecție într-o acțiune de politică externă, aceasta nu este corect. Eu nu pot să dau un răspuns univoc pentru că nu am probe, nu știu dacă este corect sau cel puțin cei ce s-a întrebat, eu nu aș primări rolul Republicii Moldova în jocul geopolitic al actorilor majori, Statele Unite și Federația Rusă. Republica Moldova nu are acele capacități pentru a fi un pion important pe această tablă de șah. Domnule Juc, spuneați ceva mai devreme despre această necesitate iminentă de a colabora dintre președinție și guvern. Dacă ne aducem bine aminte, acum aproximativ o lună de zile a avut loc o asemenea întrunire, chiar la președinție, și purtătorul de cuvânt cel puțin anunța că s-a ajuns la un compromis, cel puțin pe două, trei chestiuni. Problema transnistreană... Eu am salutat în luările de cuvânt când am fost întrebat că factorii importanți de decizii, primele trei persoane cu demnități publice din Republica Moldova, trebuie să dialogheze permanent. Trebuie să organizeze asemenea trilaterale pentru a identifica puncte comune privitor la un aspect sau la altul. Iar dacă sunt și divergențe, atunci trebuie ca părțile să-și expună franc pozițiile, fără presă, și să încerce să vină la un compromis. Eu m-am așteptam că trilaterale vor avea loc în continuare, dar văd că principalele persoane cu demnități publice din Republica Moldova au trecut dialogul pe planul secund. Domnule Novac, adjunctul șefului Centrului Analitic Rus a fost reținut în dimineața zilei de 1 iunie pe aeroportul Chișinău și expulzat în Federația Rusă, potrivit unui comunicat difuzat de autoritățile de la Tiraspol. Continuă lupta? Eu aș vrea să vă spun că cazuri, diferite cazuri am avut în Republica Moldova, pur și simplu nu prea s-au dat publicității. Însă eu pot să vă spun că peste 200 de jurnaliști, în genere cetățenii Federației Ruse, au ajuns pe aeroportul internațional Chișinău și au fost întorși pur și simplu înapoi, fără măcar ca să li se explice care este motivul. Asta au făcut-o a noștri, ca să știți, să știi toți. Dar în cazul este regretabil că au loc astfel de lucruri și aici la noi și în Federația Rusă. Mai că atunci când a fost acel scandal, când a fost înaintată acea notă ambasadei Federației Ruse, precum că deputații de ai noștri, nu știu cine, așa și n-am mai aflat până la urmă cine și cum,
Nu știu, spuneau că este vorba despre vreo 25 de persoane, dar nu știu de ce au uitat să spună că și ai noștri au făcut-o cu mai multe de 200, peste 200 de diferite persoane, diferite ranguri, vă zic, începând la jurnaliști, terminând cu alții, fără ca să-mi se explice ceva. Dar asta este altă întrebare. Eu în contextul a ceea ce spunea colegul de platou Juc, sunt ipoteze care nu în cazul dat nu au nevoie de a fi probate. Adică pe de o parte este o ipoteză că Plahotniuc controlează întregul sistem în Republica Moldova. Este ceva demonstrat ori este o ipoteză? Parcă este o ipoteză. Să cerem noi să demonstreze asta, nu cred că e cazul. Dar ce spunea domnul Juc, eu aș vrea să-i dau dreptate referitor la faptul că în cazul în care șeful statului are o deplasare în Federația Rusă, să fie însoțit și de membri ai guvernului. Însă haideți să vedem ce se întâmplă în realitate. Intențiile șefului statului sunt bune. Ce face guvernul? Filip declară că n-are ce căuta Chișinău la summitul CSI. Pe de altă parte, se înaintează nota asta ambasadei ruse. În adăugare au mai fost expulzați 5 diplomați ruși. Asta spune că guvernul, actuala conducere a statului, nu are intenția de a construi ceva bun cu Federația Rusă. Ba, dimpotrivă, sunt niște acțiuni destructive. Și atunci apare întrebarea logică, dar pentru ce să-i mai iei Dodon la Moscova, să mai trăsnească ceva acolo, să mai spună ceva din capul lor, când ei pe loc, fără a avea întâlniri, fac acțiuni echipzuite. Și noi nu am văzut ca cel puțin actuala guvernare, când merge în alte țări, să-i propună șeful statului să meargă. Bine, este bine sau este rău, asta e lucru discutabil, fiecare își vede treaba lui, însă acțiunile vorbesc de la sine. Da. Ceea ce am menționat și eu. Domnule Juc, domnul Deacov declara la un post privat de televiziune că relațiile Moldo-Rusia au cunoscut etape mult mai încordate și făcea referire la perioada domnului Voronin și acel act de federalizare pe care s-a răzgândit pe ultima sută de metri să însemneze. Sunt lucrurile comparabile? Da, dar atunci practic a fost cauzată o lovitură șefului statului din Federația Rusă când memorandumul COSAC pregătit în Federația Rusă la solicitarea Republicii Moldova în ultimă instanță n-a fost semnat. Apoi a venit în 2006 acel embargo la produsele vitivinicole din Republica Moldova, care practic a cauzat o lovitură zdrobitoare acestei ramuri și statul țării în ansamblu și bunăstării afacerilor mai multor oameni. Da, acum situația pare că de asemenea este una destul de complicată. Pe de o parte, însă, relațiile comerciale, economice treptat se extind, dar din punct de vedere diplomatic se pare că se înrăutățesc, date fiind unele acțiuni care sigur că nu sunt pe placul Federației Rusiei, acțiuni care sunt întreprinse de autoritățile din Republica Moldova. Unii colegi de-ai noștri din media, chiar pe parcursul acestor zile, vorbeau despre consecințele la care ați făcut și dumneavoastră referire în 2006, un embargo. E posibil? Sau ăsta ar fi punctul culminant? Eu nu știu dacă e posibil, pentru că decizia suverană aparține Federației Ruse ar fi, desigur, cu o lovitură foarte puternică, cauzată în special a celor exportatori și a celor producători care au accesul pe piața Federației Ruse. Eu nu știu dacă se va ajunge la o asemenea situație, dar probabil se va da de înțeles, din punct de vedere printr-o retorică politică, se va da de înțeles că este posibil și un asemenea deznodământ, dacă nu un embargo, cel puțin reintroducerea taxelor pentru import. Domnule Novac, acest scenariu are sorți de izbândă, cu părere de rău, dacă ar fi așa? Eu cred că autoritățile de la Kremlin sunt mult mai maturi politici pentru a lua decizii în grabă. Noi am văzut că capacitatea de a discuta, de a dialoga dintre președintele Dodon și Putin au o dinamică foarte pozitivă. Și aici când vorbesc de dinamică pozitivă, vorbesc nu doar de acei migranți și de export,
dar și despre dialogul vis-a-vis de reunificarea țării, și aici mă refer la Transnistria. Eu vă zic, tot ceea ce se întâmplă cu expulzarea diplomaților, cu nota, cu neparticiparea Moldovei la summitul CSI, asta este un scenariu clar și bine determinat. Și o să vedeți cum o să mai urmeze săgețile astea veninoase în adresa Rusiei. Vorbesc de... Sunt elemente de astea cu... De-al de Ghimpu, care, nu știu, văd tancurile, mâna Moscovei pe tot colțul. Asta e o întrebare. Dar când iese un politician, parcă care mai chipzuit, mai calculat, care nu ne așteptăm să arunce cu așa venin în partenerii noștri strategici, atunci asta ne spune că este un scenariu bine determinat. Și dacă le punem în ansamblu ce mai are loc în alte state, în alte state mai au loc acțiuni similare. Și noi încă ne-am aliniat la sancțiunile impuse Rusiei. Vă imaginați? E ca noi impunem și suntem solidari. Păi băieți, voi muriți de foame, voi sunteți solidari. Ei solidari, vedeți-le. De aceea, e ca toate acțiunile astea, ei se alinează, note, expulzări. Asta este un scenariu scris nu aici la Chișinău, el este scris în altă parte. Aici pur și simplu se execută. Și o să vedeți că cu regret o să mai urmeze atacuri dure la adresa autorităților ruse. Cu regret. Însă cred eu că vor avea maturitate politică cei de la Moscova să nu se dea, să nu dea curs provocărilor. Cu toate că expulzarea 5 diplomați moldoveni a demonstrat că băieți, noi avem cu ce. Eu pur și simplu vreau să văd mai departe. Ce mai putem face noi oare? Ce le putem noi face lor și cine ne mai trăsnește nouă prin cap să mai facem? În schimb, ceea ce ați menționat dumneavoastră, exporturi, migranți și multe alte lucruri, ei nu pot face nouă. E alt dacă noi nu doresc asta. Dar dacă noi singuri o să îi impunem pe ei că să ne facă rău, atunci... Da, domnul Joc, vă rog. În același timp, nu este mai puțin adevărat că dacă președintele Igor Dodon va gestiona bine această criză, va fi în beneficiul politic și a lui și a partidului pe care îl conduce, dar și a cetățenilor Republicii Moldova și va avea o plus valoare la capitolul suport electoral. Totuși, eu continuu să spun că clasa politică din Republica Moldova își imaginează mai mult decât poate să-și asume. Iar despre, ca un exemplu ar fi că liderul Partidului Liberal vorbește despre tancurile, despre mâna Moscovei peste tot, dar și președintele în adresarea care a spus că va solicita Consiliul de Securitate a Organizației Națiunilor Unite de a recunoaște statutul de neutralitate a Republicii Moldova, de asemenea, după cât am văzut eu, vorbește că scrie că tancurile Alianței Nord-Atlantice nu vor veni în Republica Moldova. Eu cred, după cum nici tancurile rusești nu au de gând să treacă hotarul Republicii Moldova, așa nici tancurile Alianței Nord-Atlantice nu au de gând să treacă Republica Moldova, mai ales că acum operațiunile terestre practic mai rar sunt folosite, sunt acțiunile aeriene întotdeauna sunt cu mult mai puțin costisitoare pentru părți. Deci Republica Moldova, de fapt, clasa politică consideră că a devenit un jucător foarte important în această confruntare dintre Statele Unite, Uniunea Europeană pe de-o parte și Federația Rusă pe de altă parte. Ucraina, de asemenea, a încercat din 2014 prin președintele Poroșenko să demonstreze că sunt un actor destul de important și până la urmă am văzut că mai puțin costă decât s-au imaginat. Aceeași situație este și cu Republica Moldova. Cel mai important ar fi ca factorii de decizie să se consolideze, să dialogueze și să promoveze interesele în ambele vectori strategici și spre Uniunea Europeană, Statele Unite și spre Federația Rusă, dar și alte sunt. Am vorbit de mai multe ori Orientul Mijlociu, spre exemplu în Egipt. Cred eu că dacă cineva din producătorii de miere va putea să identifice
posibilități acolo, va putea să comercializeze o cantitate enormă, sau în Emiratele Arabe Unite, sau în Qatar, acolo este o rezervă foarte mare. Pur și simplu, antreprenorii, exportatorii și producătorii din Republica Moldova sunt deprinși să se orienteze în mare parte numai spre o singură piață. Nu este întâmplător că piața din Uniunea Europeană, chiar dacă este foarte bine reglementată, dar nu este valorificată, nu numai că din cauza calității produselor, dar și din cauza că oamenii nu au cunoștință, iar am spus, o rezervă strategică este piața din Statele Arabe, unde acolo s-ar putea comercializa practic tot ce este în Republica Moldova la capitolul fructe și legume. Domnule Juc, haideți să explicăm mai pe îndelete telespectatorilor ce înseamnă a declara persoana non grata și în ce condiții, pentru că ieri urmăream mai multe posturi de televiziune, inclusiv unii analiști politici care făceau referire la cazul Estoniei, care a expozat doi diplomați ruși, după aceea Statele Unite, 30 de diplomați ruși. Adică dacă am urmărit foarte atent pe arena politică, mai există anumite precedente? Sigur că există în fiecare zi, practic, pur și simplu noi nu le cunoaștem în relațiile dintre diferite țări. Iar persoana non grata înseamnă că este o persoană nedorită să se afle pe teritoriul statului acreditar, adică a statului în care se află. Și atunci... Aceasta nu înseamnă că reprezintă pericol iminent. Aceasta nu înseamnă că reprezintă pericol iminent, dar statul consideră că aflarea acestei persoane poate să fie un pericol în viitor sau pur și simplu nu dorește din anumite considerente. Și cel mai important este că uzanțele diplomatice presupun că nu este absolut necesar să argumenteze de ce cauzele, să-i argumenteze pe puncte. Pur și simplu este declarat, se vine cu niște fraze generale și atunci agentul diplomatic care a fost declarat persoană non grata trebuie să părăsească acest stat în limitele timpului declarat. Adică este o persoană nedorită și el mai mult fie nu poate niciodată să intre pe teritoriul acestui stat, fie după o anumită perioadă de timp. Da, domnule Novac, anumite concluzii pe care ar trebui să le tragem în urma acestor mișcări de pe tabla de șah politică. Este clar că nici nu știu cum să le spun. Necunoaștere, nedorință, impertinență, care ar fi termenul cel mai... Nu mi-a venit pe altceva, dar pur și simplu suntem în studio. În emisie direct da. Suntem. Este clar că aici este acest joc regizat, eu ce spun joc regizat, deoarece eu personal, în calitatea mea de deputat, nu odată am făcut interpelări la gospodarii ăștia de la SIS, când le spuneam, le dam materiale operative, băieți, ia uitați-vă unii pericole, hai, la treabă, acționați. Și aici când vorbesc, eu vorbesc despre finanțare externă, când vin bani murdari în Republica Moldova, de peste prud din partea aceea, care finanțează diferite ziare, media, posturi de televiziune, să faci propagandă prin școli, deschis fel de fel de marșuri. Aici nu văd nimic. Nu știu de ce. Au văzut un pericol în cinci diplomați care nici măcar nimeni nu știe ce au făcut ei. Nici nu știu cine măcar. E un fel de, știți cum este, ahota na veli. E ca un fel de vânătoare de asta, de vrăjătoare, și să fac puțin col, ca eu mi-am amintit, este un bun exemplu din, da, de la bunelul încă l-am auzit. Și faci micheduță, dă focul la glot. Păi, dar până să arde. Ei arde, n-arde, dar măcar ceva, măcar ceva să rău să fac. E ca așa și ei. S-a primit strâșe relații, nu s-a primit, dar au făcut o tentativă. Domnilor invitați, mai avem două minute. Insist să vă mai acord o întrebare. Ea este legată de activitatea PLDM-ului. Nu sunt de acord cu activitatea guvernului Filip, da? Vin cu inițierea unei moțiuni. E așa, domnule Novac? Nu știu, PLDM-ul... Dar ce mai rămas din PLDM-ul? Eu chiar astăzi m-am uitat și am văzut așa, am constatat în sala parlament că au rămas 5... flăguleță de astea, eu am înțeles că sunt 5. Cât ori fi 5, nu știu, cu fracțiunea este constituită în 5. Ei sunt sub riscul în genere de a fi fracțiune. Din câte cunosc, pun presiuni enorme, asta deja la modul serios, am avut o discuție cu unul din cei 5, spun presiuni enorme, apropo, pe toți pentru ca să părăsească fracțiunea și pur și simplu, PLDM-ul nu a înțeles la timpul oportun că
aceste jocuri cu Plahotniuc este ca un fel de sărut al diavolului. Dacă te-o sărutat el odată și te-o îmbrățișat, asta e fatal. Domnule Juc, cer scuze, spuneți-ne, vă rog, aici este începutul sfârșitului pentru PLDM, urmează ca PD-ul să aibă nu 41, dar 46 de deputați în viitorul apropiat? În funcție de cum se vor declara, pentru că dacă se retrage sau dacă este trimis într-un proiect undeva, atunci depinde cine va veni și care va fi opțiunile lui. Dar cert este că PLDM-ul este foarte necăjit, în special pe Partidul Democrat, dat fiind că de la cei 23 de deputați au rămas 5 și este în scădere, dar totuși eu cred că PLDM-ul are unele structuri în teritoriu și dacă va asigura un management bun, ar putea să pretindă la ceva. Dacă nu, atunci cele două partide din eșchierul centru-dreapta-dreapta vor ceda locul în viitorul parlament altor două partide din opoziție extraparlamentară. Același lucru urmează să se întâmple și cu PCRM-ul, ca să punem punct aici discuții? Eu nu cred că PCRM-ul mai are ce pierde, dacă cineva mai dorește, bine, dar PCRM-ul, cât există Vladimir Voronin ca om politic, eu cred că el poate să aspire să fie prezent în Parlament. Domnilor invitați, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa și de a răspunde întrebărilor noastre. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, a fost Reflector Analitic. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună!